Yo, stop fronting and use your head. PlayStation 4, îl avem, am pus mâna pe el, l-am desfăcut, l-am montat. Nu merg CD-urile de PlayStation 3, nu merge camera de la PlayStation 3, nu merge cablul USB de alimentare a manetelor de PlayStation 3, nici manetele, nu merge nimic. Dacă ai PlayStation 3 și ai chestii în dulap de la el, nu o să-ți meargă niciuna dintre astea cu PlayStation 4. Ugerul acesta dupla și este mai frumos ca la PSM 3. O făcut, mi-e rușine să zic cum se numește sfârcurile astea. E șade de aici, tu mai bine pe dânsile. Controller PlayStation 4, controller PlayStation 3. Există niște diferențe de design. Le-ați văzut clar cu toții. Ăsta se ține mai bine în mână. Ăsta alunecă. Joystick-urile astea sunt făcute mai bine, cam asta e chestia. Un bug pe Killzone Shadow Falls, deși consola a fost conectată la internet și wireless și prin cablu ulterior, jocul n-a vrut să pornească, pentru că spunea PlayStation 4 că nu e conectat la internet. Mi-a plăcut jocul acela, cum e tovarșii, Killzone, mi-a plăcut jocul acela cu australieni. Dar nici așa, să stau de fiecare dată, dă 7 restart-uri la cutii, mai login, cum o cheamă, Irina, acolo, cu tipași, cu numele, cu parolele. Da, exact. Și zice, în cele din urmă am reușit să pornim jocul Killzone, dar după ce am repornit consola, după ce am refăcut conexiunea la internet și dacă trebuie să faci chestia asta de fiecare dată când vrei să te joci Killzone, e un pic cam mai vrea. Ca o concluzie finală, dacă ți-ai cumpărat sau vrei să-ți cumperi PlayStation 4 în luna ianuarie anului 2014, s-ar putea să o folosești în luna septembrie anului 2014 cu toate jocurile care vor apărea până atunci, pentru că momentan o să o ții bibelou pe 1000 lei. Vă recomand ca să intrați pe Mercador să vă cumpărați un peștișor dintre acela și cu 1000 lei. Puneți pe dânsul, arată foarte, foarte frumos, așa ca... Sau puteți, dacă aveți o statuietă ceva, o veioză, să o puneți pe dânsa care arată așa... Design, dintre acela, cum ești tovar și design. Design. Matali știu că faci dintre acelea exact. Deși am zis de consolă să niște lucruri negative, ea e șmecheră și e tot ceea ce a promis Sony să fie până acum. HD-ul ăla e HD și tot designul e făcută super mișto. Butoanele alea pe care trebuie să apeși, nici nu le vezi unde sunt. Tai cu mâna peste ele așa și pacă, ți iese CD-ul. E tare. Dacă vreți să faceți investiția în PlayStation 4, puteți să o faceți oricând, doar că va trebui să așteptați un pic pentru jocuri. Atât. Și da, e șmecher. Ai ghinionul să ai un PlayStation 3 acasă și n-ai niciun controller. Și de întâmplare ai un controller de PlayStation 4 la îndemână. Nu putea ieși din joc pentru că PlayStation Button nu funcționează. Nu funcționează. Yo, stop frontin' and use your head.